Andreea Rădulescu totuși. Bă, băiatule! Bună, numele meu Iana Mare și ăsta este extraul de vineri în care vorbesc mai mult cu doamnele și domnișoarele, pentru că este un extra mai pentru domni și domnișoare. Continui colaborarea cu brandul românesc Farmec și am și luna asta câteva produse pe care le voi testa, bine, mai puțin eu și mai mult alte doamne din viața mea, dar stați că ajungem și acolo. M-am bucurat să aflu din clipul trecut că și domnii și domnii acordă o atenție deosebită îngrijirii personale. Felicitări, domnilor, bine ați venit în anul 2015! Anul în care we act like gentlemen. Gentlemen. Barosan. 2015, anul în care și bărbații se îngrijesc și nu dau doar cu apă și sopon pe ei. Adică ne-am emancipat! Suntem în luna martie, afară în alba iulia, ninge cu soare, cine să mai înțeleagă femeile, vremea? Și pentru că a trecut 8 martie, ziua mamei, ziua femeii, Farmec mi-a trimis două creme pe care să le dau cadou mamei mele și bunicii mele. Poate că nu mă pricep așa de bine la manipulat produse cosmetice. Sunt din gama Gelovital Classic H3. Una este cremă lift hidratantă de zi, alta este cremă intensiv hidratantă de zi. Oma, asta o să ajung la tine, mama. This is for you and for your face. Gama asta este recomandată pentru doamnele peste 40 de ani. Gama asta este recomandată doamnelor peste 30 de ani, așa că dacă aveți mame, bunici pe care vreți să le cadoresiți cu diverse ocazii. Și dacă tot am primit cremele astea pe care să le fac cadou mamei și bunicii, mi-am amintit când eram mai mică, prin clasele 1-4, hai zicem clasa 4-a și a 5-a, când 1-3, nu prea reușeam să spun bani deoparte, nu știam ce aia, economie. Din clasa 4-a, cred că a început așa un fel de educație financiară pentru mine și reușeam să pun deoparte câțiva bani și să mă duc la non-stop-ul din cartier. Stăteam în Piatra Neamț în 1 mai și era un non-stop. Jumate era un fel de sală de jocuri, parcă și biliard, și în stânga era ceva alimentare, dar avea și o parte de cosmetice. Și mă duceam acolo în preajma zilei de 8 martie și pe lângă felicitarea clasică pe care o făcea la școală cu mamei mele, cu dragoste, ești cea mai bună mamă din lume, sau medalioanele din macaroane sau din fasole pictată cu ojă pe care le făceam, îi cumpăram și câte o atenție din non-stop. Și știu că erau ceva casete cu doina, lapte hidratant, dacă nu mă înșel, și cremă, era așa prin 99-2000, și ojă de la Farmec. Good times, man, good times! Pe lângă cele două creme am mai primit și un gel anticearcăn, pentru că stau la calculator, like a sudor profesionist, și după uneori și 12 ore de boldit în ecranul ăla, chiar dacă port ochelari, ochii ți sunt așa injectați și împușcați, și dacă mai și petreci o noapte sau bei și tu o chestie cu prietenii, a doua zi, și dacă a doua zi e zi de filmare, ai de capul meu! Așa că am văzut pe site-ul Farmec gelul ăsta anticearcăr, care avea review-uri bune de la alte doamne care l-au folosit. Bineînțeles, nu conține parabeni, conține argilă și goji în schimb. Și îmi place, în primul rând, ambalajul, care e super ușor de folosit. Uitați, are așa o pompiță pe care o dai și după aia îți întinzi în jurul ochilor chestia asta, gelul ăsta. Cred că sunt așa foarte... I'm a sucker for packaging. În 28 de zile ar trebui să văd rezultate. Mie îmi place, îl folosesc de 2 zile, îmi place că după ce îl aplic, cumva simt că celulele din jurul ochilor, nu știu, începe sângele să circule mai repede și are un efect așa energizant, adică parcă presiunea din zona asta se mai... Wow, hold your horses, eyes! Mai vezi de lucru! Și da, o să vă țin la curent cu rezultatele pe care acest pixuleț pentru ochile va da. Cu atâtea creme și seruri și fiole disponibile, de ce totuși Mihaela Rădulescu se teme
atât de tare de îmbătrânire. Nu știu de ce zisem, bă, îți pierzi licărirea naturală din ochi. Cineva mă tot caută la telefon. Adică după ce câți așa urci și tragi și așa, nu mai sunt ochii tăi, o să fie așa o chestie, două chestii puse cu praștia. Du-te o leacă, arunc-te din avion, relaxează-te, fă ce faci tu pentru relaxare, bea un ceai, lasă-ne o leacă. Și dacă ți-e așa de frică, Mihaela, de îmbătrânire, uite, cremele astea au un complex anti-aging, cu acid hialuronic și vitamina E. Use it! Pe final mai am o veste, fac un fel de recensământ al marțienilor pe pagina de Facebook a vlogului. Pregătesc niște surprize și niște întâlniri și niște chestii și vreau să știu cam din ce orașe mă urmăriți, așa că dacă vreți să intrați pe pagina mea de Facebook și să completați recensământul marțienilor, v-aș fi super, super recunoscătoare. Nu am uitat nici de live, am trecut bine de 15.000 de abonați, nu am uitat de live, vreau să-l pregătesc cât mai bine, am avut un program destul de încărcat săptămâna trecută și n-am reușit să mă sincronizez și să fac live-ul, dar n-am uitat, îl facem weekendul ăsta sau maxim vinerea viitoare. Dacă aveți întrebări legate de produsele Farmec și dacă ați utilizat produsele Farmec pe care le-am recomandat în clipul trecut, cele cu miros de afine, vă rog frumos să lăsați un comentariu și să-mi spuneți dacă a fost util review-ul meu sau nu. În rest, vă întâlniți și marțea viitoare cu this lovely face. Glumesc, sunt destul de modestă. Și vă doresc un weekend excelent! Și mai vorbim și ne mai vedem. Și ne mai conversăm. Și aveți grijă de voi și de fețele voastre și nu fugiți de natură. Lăsați natura să calce pe voi și pe... Poate că ar trebui să închei. Ciao!